Tragedie petrecută marți dimineață în comuna Vascov. Un bărbat de 58 de ani care traversa neregulamentar a murit fiind lovit de o Dacie. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a luat foc și a ars în întregime. La fața locului au mers ambulanțe, pompieri și polițiști. Manole Dinescu, de 58 de ani, din comuna Vascov, se afla pe strada Serelor din aceeași localitate. Omul se grăbea să ajungă la serviciu. În apropiere de benzineria situată pe lângă intrarea în pasaj, a decis să traverseze. Neexistând trecere de pietoni, a fost nevoit să riște. Aceasta i-a adus și sfârșitul. Dinspre București către Pitei se îndrepta cu viteză Cătălin P. de 48 de ani din București la volanul unei Dacia Logan. Mașina l-a izbit în plin pe pieton. Victima a fost proiectată în aer, după care s-a prăbușit pe calda râm. A murit pe loc. După impact, mașina a luat foc. Șoferul a apucat să coboare de la volan înainte de a păți ceva. Omul se ducea la serviciul la Alba Iulia și era șocat de cele petrecute. Mașina a ars ca o torță, fiind distrusă complet, în ciuda intervenției echipajului de pompieri. Polițiștii serviciului rutier Argeș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Serelor din municipiul Pitești. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că evenimentul s-a produs pe fondul unei traversări neregulamentare. Atragem atenția cu această ocazie pietonilor cu privire la consecințele la care se supun atunci când traversează prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma evenimentului rutier, persoana care a traversat neregulamentar a decedat. La locul accidentului s-a deplasat și o ambulanță, însă nu s-a mai putut face nimic pentru Manole Dinescu, doar să se constate decesul acestuia. Din păcate, pietonul era decedat, nu s-a mai putut face nimic pentru dumnealui. Cum a fost pietonul? Am intervenit în momentul în care autoturismul încă ardea. L-am evaluat, iar după stingerea incendiului am putut să ne apropiem mai bine de victimă. Polițiștii serviciului rutier care au efectuat cercetările au stabilit că vinovat de producerea accidentului este decedatul care a traversat în neregulamentar.